Noi votăm pisici. Ați fost la vot? Da. Nu, mă voi duce după ce termin cu pisicile, ele au prioritate. Calitatea cea mai importantă a candidatului pe care veți vota, care este? Să nu fură. Uite, parte. La Cotroceni ar putea, prin absurd, să fie o pisică. Ce rasă s-ar potrivi? Sfinț. Cu siguranță un sfinț. Are o statură impunătoare, așa, cumva special, cumva diferit de celelalte pisici. Și comportamentul este unul foarte loial și foarte onest. Viața românilor se va schimba într-o oarecare măsură după aceste alegeri? Din păcate nu pot să spun că cred acest lucru, nu cred că se va schimba și este pentru prima oară în asta foarte mult timp să mă gândesc pe cine să votez. Mi-a fost foarte greu să iau această decizie și o iau, dacă vrei, cumva pe criterii strict estetice, nici de cum pe criterii de încredere și așa mai departe. Spuneți-mi, ce ar putea să înveți un președinte de la o pisică? Să mănânce cât îi trebuie, nu mai mult decât poate, așa să spun. Ați mers la vot? Încă nu. Deocamdată votăm aici, după care o să mergem la vot. Clar, mergem la vot, nu? Mergem toți la vot, clar. Care este calitatea cea mai importantă pe care o are candidatul pe care veți vota? Cea mai importantă calitate, în primul rând, onestitate, cel puțin așa arată, perseverență și bun simț. Ce politica și pisicile astăzi nu cred că au vreo legătură. Dar pe la conducerea țării, aș sta o pisică, ce rasă s-ar potrivi? Eu cred că un sfinx este destul de sociabil și de popular. Ați fost la vot? Încă nu, dar sperăm că după ce se termine concursul de ora 5 să ne colonăm și să ne ducem cu toții la vot. După 25 de ani, cred că ne-a cam ajuns democrația asta, ne-am săturat și de votare și de... pentru că, de regulă, am văzut cum prea se schimbă mare lucru.